Brâncuș nu a fost numai un sculptor ieșit din comun, un geniu, dar el a avut și un suflet de scriitor, de filosof. Mi-a lăsat dreaptă moștenire o carte deosebit de bogată, de meditații, sau mai bine spus de niște maxime sau expresii filozofice. Unele au fost scrise special, altele sunt pe urmă alese de către toți cei care îl iubesc cu adevărat și alese din diverse interviuri sau din diverse dialoguri cu mari sculptori, apărând într-o carte cu aceste inscripții ale lui. Și vă citesc doar câteva dintre gândurile lui. Să vedeți ce suflet de poet avea și de om de creație adevărat. Nici nu vă puteți da seama de ceea ce vă las eu, spunea Brâncuș. Căutarea primitivului în artele plastice se îngemenează cu o căutare a simplității, pentru că acea coloană fără sfârșit, pe care vedeți aici, să se poată înălța înspre ceruri. Trebuia să fie jertfit cineva. De dat, după ce a construit labirintul, încercând să evadeze din el, a inventat aripile, iar fiul său, Icar, s-a prăbușit. Am dat din nou peste labirint, pe când mă străduiam să-mi închid păsările măiastre sub bolta unui templu indian, nemai înțelegând cum să ademenesc peste ele lumina. Amintindu-mi de coloana fără sfârșit din România și de astrele care se roteau deasupra ei, chemându-i zborul, am renunțat la concepția mea, la bolta de marmură care trebuia să copleșească maestrele. Aceste opere, ca să poată să se înalțe, implorau o libertate de plină și atunci am avut revelația a cum să evadez din labirint. M-am sacrificat întotdeauna pe mine însumi. Mi-am lăsat dalta și ciocanul și am șlefuit materia cu propriile mâini. Mi-am lăsat sculpturile să se joace cu cerul și cu oamenii, dovedind lumii că este cu putință o sculptură a focului. Libere, ele erau mereu, altfel iubite de oameni, ele însele mereu altfel iubind. Dar operele nu ajung niciodată la o desăvârșire completă, pentru că însăși materia nu este desăvârșită. Nebuni sunt toți aceia care consideră sculpturile mele drept abstracte. Ceea ce cred că este abstract este tot ceea ce poate fi mai realist, căci realul nu însemnează forma exterioară a lucrurilor, ci ideea și esența fenomenelor. Și iată că ce mai spune în alt loc. Eu nu fac decât să împing granițele artelor și mai adânc în necunoscut. Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate. Deviza mea de artă și de viață a fost totul sau nimic. Sculptura mea, cocoșul, nu mai este cocoș, iar pasărea măiastră nu mai este o pasăre. Au devenit simbolul. Eu am căutat mereu naturalul, frumosul primar și direct, nemijlocit și etern. Doresc ca păsările și cocoșii mei să umple odată întreg universul și să exprime marea eliberare. Pasările măiastre zboară, însă cocoșul cântă. Iată ce se întâmplă cu lucrările lui Brâncuș în întreaga lume, acolo unde sunt. Și vreau să vă mai
Spun un singur lucru despre soarta lui Brâncuș. Cred că ați citit unii, dar poate n-ați descoperit. Atunci când a murit, exact cu data de 16 martie, el înainte de aceasta a lăsat cu limba de moarte moștenire, dând că totul ce avea de peste 80 și ceva de lucrări care erau acolo, la Paris, să fie donate statului român. Cu limba de moarte a lăsat și a lăsat și documente scrise. Cu părere de rău, statul român a refuzat să primească aceste lucrări. A avut loc o ședință la Academia Română, condusă de către Mihail Sadoveanu, la care au participat mulți dintre oamenii de valoare ai neamului nostru, dintre savanții foarte cunoscuți și care au spus că nu avem nevoie de asemenea lucrări în țară abstracte, care nu au nimic cu realitatea. Și ele, așa și atunci, au rămas la Paris toate acele lucrări și tot atelierul lui rămânând acolo. E o soartă destul de frumoasă într-un fel, pentru că au rămas într-o capitală culturală a Europei, la Paris, acolo unde este și înmormântat. Dar el a dorit ca aceste lucrări să revină acasă, în țara lui, la care îl ținea foarte mult. Și iată, din punct de vedere conjunctural, în perioada comunistă, cum a fost refuzată o asemenea donație care avea să îmbogățească patrimoniul cultural al României. Acestea fiind spuse, vreau să ofer cuvântul pastorului nostru de la Chișinău, sculptorului Eric Perjoschi, care participă acum de câțiva ani la tabăra de creație a sculptorilor, care se organizează o dată la 2 ani sau cum apare, sau în fiecare an? Anual, da? La Hubița și să ne povestească despre acele momente pe care le trăiește la Hubița, la Peștișani și la alte momente. Vă rog!